În ceea ce privește intenția noastră de a produce o echilibrare, o armonizare a acestui plan, sinteza pe care am putea o produce la nivelul celui de-al treilea plan al ființei este aceea de a transcende perspectiva acestei viziuni a lumii împărțită în superiori și inferiori, în puternici și slabi. Este practic o sinteză care are de a face foarte mult cu gradul de control asupra propriilor puteri interioare, care de astădată, deci în ipostaza celui care și-a armonizat propria ființă în acest plan, sunt oferite celorlalți într-un mod absolut detașat. Necontând că el este puternic sau slab. Este vorba mai mult de o afirmare a propriului adevăr, care la acel moment se exprimă și este dăruit în mod necondiționat celorlalți.